Accident astăzi în zona școlii centrale din Câmpina, la intersecția străzilor Calea Doftanei și Republicii. Două autoturisme s-au ciocnit frontal. Se pare că impactul s-a produs după ce unuia dintre șoferi i s-a făcut rău la volan, suferind o criză de epilepsie. La 3 metri în fața mea a făcut o criză de epilepsie, s-a strâmbat în partea asta și a tras de volan încoace și a intrat în mine. Și zice că a mai făcut, că a sunat, că era un coleg și a zis că a sunat soția și a zis că iar a făcut criză de aia și a intrat într-unul cu mașina. Ce? Din cauza bolii. Asta sunteți bine? Sunt bine, dar sunt speriat. Persoanele care s-au strâns la fața locului se mirau de puterea impactului, ambele mașini fiind avariate destul de serios. Eu n-am văzut decât când a venit salvarea și l-a ridicat pe șoferul din mașina roșie cealaltă, l-a luat la spital, altceva nu știu nimic. Era rănit? I-a pus un colaj la gât, atât. Dar pe picioare s-a ridicat și l-a pus pe targă și a plecat cu el. Dar nu știu ce viteză a avut de s-a întâmplat așa ceva. Cred că aici în centru nu trebuia să așa viteză mare, să ciocnească în halul ăsta. Mă gândesc că e și o școală aici, am văzut, de copii, dar mă mir și eu cum s-a întâmplat așa ceva, în centru. Dacă era pe șoseaua București-Brașov, era altceva, dar aici în centru... Am văzut că era unul acolo și la mașină, se chemea unul să-l tragă, nu vrea să iasă, până a venit smurdul și l-a scos afară. Bărbatul care a făcut criza de epilepsie a fost dus la camera de primiri urgențe a Spitalului Câmpina pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.